Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letters in the mail. I've been forgotten. Yeah, forgotten. Oh, how I wonder, how is it I fail? Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Și bine ați venit la Dor de Lectură! Astăzi, după cum bine ați văzut, este deja Crăciun și... și am primit o grămadă de cadouri, recunosc că vreo câteva mi le-am făcut singur și hai să vă arăt și eu ce cadouri am primit în ce privesc cărțile, normal, pentru că asta ne interesează, deoarece suntem un canal de lectură, nu? Dacă eram un canal de cosmetică, vă arătam ce rujuri și ojă de unghii și rimeri și mai știu ce să mai folosește, că nu mă prea mă pricep. So, this is me with makeup, and this is me without makeup. Da, revenim la cărți. Haideți să-mi arăt, asta sunt cărțile, le luăm așa pe rând, o să încep cu cele pe care mi le-am cumpărat singur. What the hell is wrong with you people? Nu mi le-am cumpărat singur, le-am primit. La carte este recomandată de Alina de la Cărți plus Alina și mi-a plăcut foarte mult ce a spus despre ea, așa că am cumpărat-o. Este vorba despre o carte de-a lui Margaret Atwood, Povestea Vrăjitoare. Este, se pare, o carte destul de interesantă, o carte distopică, ce se petrece într-un viitor unde se pare că femeile sunt destul de exploatate. Cum rămâne să vedem? Eu de la această scriitoare mai am încă o carte și anume Oryx și Craig, carte care de altfel a fost nominalizată pentru Man Booker's Award în 2016 și premiul Orange. N-am citit-o nici pe aceasta, dar acum am două cărți de citit. Povestea Slujitarei și Oryx și Craig. Dar mergem la cea de-a doua carte, pe care iarăși am cumpărat-o, deoarece mi-a plăcut prezentarea Alinei și cât de mult a vorbit despre această carte, și anume cartea scrisă de Graham
Marcrei Burne, un proiect sângeros. Mi-a plăcut, bineînțeles, și coperta, care e destul de interesantă. Această carte, un proiect sângeros, este la fel nominalizată la Premiul Man Booker's Award din 2016. Din cărțile sale mai pot să vă menționez The Disappearance of Adele Bedeau. Și foarte interesantă carte, se pare de, că e vorba despre o crimă, un membru al familiei care își ucide întreaga familie, iar ulterior toată cartea încearcă să afle misterul acestei crime și să aflăm ce s-a întâmplat exact acolo. Mergem mai departe. O carte care am primit-o deoarece cine mi-a dat-o a observat că am în bibliotecă prima parte și s-au gândit să-mi ofere și cea de-a doua. E vorba de cartea ororilor, o carte pe gustul meu. Eu aveam prima parte și acum o am și pe-a doua. E vorba de o culegere de povesti horror. Un horror exact cum trebuie, fără vampiri sculpitori, fără mă rog, vrăjitoare prietenoase și alte chestii, ci întoarcerea la origine a horrorului, așa cum ar trebui să fie, înspăimântător, înfricoșător și, de ce nu, chiar și dezgustător pe alocuri. Aceasta se pare că îndeplinește toate aceste cerințe. Cartea horrorilor 2. Ne întoarcem pe tărâmuri mai frumoase oarecum, deoarece acum am două cărți care fac parte dintr-o serie scrisă de Oliver Bowden. Este vorba despre seria Assassin's Creed de la Paladin ambele și am Frăția și Renașterea. Ambele cărți scrise de același autor. Normal, Assassin's Creed este un joc, pentru cei ce nu știau, un joc stealth, adică trebuie să te furisesc ca să omori. E vorba despre o persoană, de altfel și un film, care se conectează la o altă persoană din trecutul său, deoarece au fost rudele sânge, posibil să fie și o reîncarnare pe acolo, din câte am înțeles eu, și are loc în timpurile medievale, cel puțin părțile astea, din câte am înțeles, și e mai mult o carte cu, nu știu, acțiune medievală cu diferite intrigi politice, rămâne de văzut, nu am citit. Jocuri am jucat unul din multele jocuri, că sunt și acelea multe. Film există deocamdată unul singur. L-am văzut, n-am fost deloc impresionat, dar cărțile nouă la număr, deocamdată traduse de Paladin, doar două. Vedem dacă vor merge pe toată seria. Deci, Assassin's Creed. Mergem mai departe. Ultima carte, o carte mai în atmosfera Crăciunului, tocmai și de aceea am primit-o și de asemenea pentru că persoana care mi-a oferit-o știa că mai am în bibliotecă ceva de la acest autor, a urmărit recenzia, a văzut cât de mult mi-a plăcut și a zis că trebuie să mai am. E vorba de Neil Gaiman, Pulbere de stele. Eu de la el mai am Oceanul de la capătul alei, carte recenzată și foarte lăudată de mine. M-am de la el cartea Cimitirului, dar care nu m-a impresionat atât de mult. Pulbere de stele e o carte mai fantastică, mă rog. Se pare că se adresează persoanelor mai tinere, dar ce, nu contează și mie îmi plac. Editura Paladin, ca și celelalte două. Și nu știu că este o ecranizare, dacă nu mă înșel, Robert De Niro joacă în respectiva ecranizare, dar rămâne să vedem dacă și cartea e la fel de bună ca filmul, dar ce filmul chiar mi-a plăcut, e destul de fantastic. Cam astea sunt că, după ce am filmat clipul pe care tocmai l-ați văzut, am avut parte de o surpriză și anume un colet trimis de Alina de la Cărți plus Alina. Așa că m-am hotărât să fac acest unboxing și să-l atașez clipului pe care tocmai l-ați văzut, făcând astfel un clip, la urmă acesta fiind tot un cadou primit de la unul din colegii sau colegele, de fapt, în cazul nostru, booktuber. Și haideți să vedem ce mi-a trimis Alina. Deci vă mulțumesc la amândoi, atât Alinei cât și lui Matei, și de-abia aștept să văd ce este aici. Așa că vom proceda la
desigilarea în mod cât se poate de delicat acestui colet. Și se pare că e mai greu decât credeam. Folosesc uneltele din dotarea standard. Well, I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Alina se pare că știe foarte mult ce îmi place, deoarece mi-a cumpărat. Hai mai întâi să vă arăt cărțile. Graham Macre Burnet, un proiect sigilos. Și am un mesaj foarte interesant de la Alina. Sper că nu ai deja cărțile astea, mi-au fost foarte drag să ai un nou plin de realizări. Ok. Hai să vă arăt și cea de-a doua carte. Ray Bradbury. Ok, bun, Ray Bradbury spune deja un clasic al genului science fiction. Și de fapt nu e o carte de la Ray Bradbury, ci este o bandă desenată, și anume Cronicile Marțiene. Incredibil. Ce întunecat. De-abia aștept să citesc. Adaptarea autorului de Denis Calero. Și un co-introducere scrisă de însă și Ray Bradbury. Super, super. Aici avem introducerea. Alina. Oh, sticăre. Bineînțeles că astea iarăși ajung la fata mea, care iarăși probabil că le va lipi pe frigider, toate că nu prea mai e loc. Va găsi sigur locuri. Semne de carte, incredibil. Avem și semne de carte și primul rând unul de la Book Express, dar am două semne de carte personalizate de la Cărți plus Alina. Acesta și acesta. Sper să se vadă. Super, Alina! Super, super! Mersi mult! Acum urmă îmi place la nebunie cartea. De-abia aștept să o răspăit, de răspăit am răspăit-o deja. Am văzut la un moment dat o ecranizare făcută de John Carpenter în 2001, parcă dacă nu mă înșel eu. Foarte interesantă, foarte, foarte interesantă. Un proiect sânge, oricum o citeam, nu? Știți asta deja foarte bine. Acum am un motiv în plus să o citesc și de-abia aștept să nu fi colți într-un proiect sângeros și în Cronicile Marțiene. Mulțumesc mult, Alina, mulțumesc mult, Matei. Asta fiind spuse, vă doresc sărbători plăcute, un Crăciun fericit și noi ne vom revedea cu un top. Top 5 al cărților din 2017. Să vedem ce cărți am ales pentru a fi incluse în acest top. Astea fiind spuse, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți de mic de lectură.